În raport cu decizia Federației Ruse de a organiza alegeri în regiunea transnistreană, împotriva deciziei comunicate de către Guvernul Republicii Moldova, este o nouă acțiune care sfidează suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Din partea Federației Ruse este o nouă acțiune care denotă lipsă de respect față de statul Republica Moldova și față de cetățenii Republicii Moldova. Deci acțiunea de răspuns va fi anunțată de guvern în termen util.